Floare albastră! Cine se ivește la fireastră? M-am cel strâmtureanu pe adresa dumneavoastră. Sunt venit un pic aici la spa să mă revigorez, să mă reconfigurez după un an greu. Că și Irina Login, doamna folclorului românesc, care apropo are 84 de ani și de 85 de ani să tot cântă, și ea se revergorează mergând la spa-uri. Dar arată foarte bine că mănâncă numai leurdă, pecorino și alte verdețuri. Apoi eu nu-s sănătos dacă nu bag pe sară 3-4 cârnați. Că vă spui drept, nu mai poși de supărare. Elena Merișoreanu a fost de 25 de ori în America și eu măcar în Apahida n-am ajuns niciodată să cânt la o nuntă. Acum au zis doamna Merișoreanu că pleacă în Australia, că are un proiect acolo. Ce proiect are? Să învețe pe aborigeni să cânte la bumerang? Că și prezentatoarea Iuliana Tudor o fă dată afară din emisiune o vedetă populară, că de fapt sunt numai eu, și încasează bani frumoși de la stat. Api ce are asta? În afară că are 1,90 m, nicio voce, n-are niciun CD, n-are nimic lansat. Că așa suni, care cred că cu bani poți să cumpere tot. Că doar și soacra primarului din Baia Mare, cum doamne îl cheamă? Cerecheș, Chiricheș, Cherecheș. Neva, soacră sa. O băgat mită într-o cutie de prăjituri. Are gusturi, că dacă era după mine, o băgam într-o caserolă de mici. Eu dat nu știu câte zeci de mii de euro, numai să-l scape pe jinere. Aia da soacră mică, soacră mită. Așa-i zice de acum, soacră mită, să scape jinerile. Doamne ferește! Și apoi vine Crăciunul, nu se mai cântă, numai colinghe. De exemplu, Hruș care dă o păsară. Nu femei, concerte. Fuego cântă din huș până în buhuș. Pe mine nu m-au chemat nici la România TV să cânt acolo, să le cânt frumos cu Vlăduța, cu Georgiana, cu Olguța, cu... Dar lăsați că-mi fac eu canal separat de YouTube. Marcel Strâmtureanu de Crăciun. Vă aștept pe el. Doamne ajută-vă și revergorați-vă să vă meargă bine.